pentru executarea lucrărilor de racordare a magistralei de alimentare cu apă din localitatea Eforie Sud, nou montată la sistemul centralizat de distribuție, mai precis pentru racordarea la rezervorul principal de 5.000 de metri cub din incinta stației de pompare aferentă localității, lucrările executate în cadrul programului operațional sectorial de mediu, societatea Raja este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile joi 20 noiembrie în intervalul orar 0.24. Vor fi afectați de lipsa apei potabile toți consumatorii din localitatea Eforie Sud, dar și cei din zona de nord a localității Tuzla. Lucrările efectuate fac parte din programul operațional sectorial de mediu, contractul de lucrări, reabilitare și extindere rețele apă canal, reabilitare stații de pompare, apă potabilă și apă uzată, localitatea Eforie. Proiectul are o valoare de 19,4 milioane de lei, din care raja asigură o cofinanțare de 5,55 milioane de lei. În baza proiectului, stația de pompare a localității Eforie Sud a fost reabilitată total, și asta pentru că instalațiile aferente obiectivului aveau o vechime de peste 45 de ani. Proiectul cuprinde și extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pe o lungime de aproximativ 25 de kilometri.